Pandurii lui Grigoraș n-au reușit să treacă de Ceahlăul după un meci pe care l-au dominat de la un capăt la altul. Au scos doar o remiză 1-1. Moldovenii au avut prima ocazie a meciului, dar gafița a fost blocată în ultimul moment de apărarea Pandurilor. Echipa din Târgu Jiu a deschis scorul la prima ocazie pe care a avut-o. Maxim a profitat de greșeala lui Vilațăn și a făcut 1-0. Batin a fost aproape să ducă scorul la 2-0, dar nu l-a putut învinge pe portarul Ceahlăului după ce a luat fața lui Formite. Vilațăn s-a mai remarcat odată la șutul lui Cardoso, apoi oaspeții au lovit pe final de repriză. Bădescu l-a lobat pe Mingote și a egalat. Putea fi 2-1 la pauză, dar cel mai bun om al Ceahlăului, Vilațăn, a scos incredibil reluarea lui Voiculeț. S-a jucat cu garda jos și în repriza a doua. Batin a reluat puțin pe lângă la centrarea lui Grigora și Argafița l-a luat la ținta pe Mingote. Vilațăn a închis poarta și pe final de meci. A mai făcut un miracol la lovitura de cap a lui Lemnaru și Pandurii Târgu Jiu, Ceahlăul s-a terminat 1-1.